Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii ianuarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Capricorn. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca mai apoi să vedem energia cărților oracol și de tarot. În primul rând, pe 2 ianuarie, Mercur și-a reluat mersul direct în Săgetător, în casa voastră a 12-a. Casa a 12-a ne vorbește despre inconștientul colectiv, despre mentalul colectiv, despre trauma transgenerațională, dar și despre karma. Ne vorbește despre conexiunea cu divinitatea, despre intuiția noastră care poate fi amplificată, dar și despre o zonă de sacrificiu în care s-ar putea să ne regăsim. Mercur este planeta intelectului, iar Săgetătorul, arhetipul expansiunii, arhetipul înțelepciunii. Posibil în perioada de retrogradare să vă fi regăsit voi aici puțin confuzi, fără o direcție clară, sau să vă fi pierdut credința, să fi simțit un sentiment de deznădejde totală. Reluându-și mersul direct, Mercur acum vă dă posibilitatea să aprindeți lumina în subconștientul vostru, să faceți lumină în mintea voastră și în interiorul vostru pentru a scoate la suprafață doza de înțelepciune ancestrală pe care o aveți, să vă conectați la câmpul unificat de energie pentru a putea descărca mesaje, pentru a vă putea alinia la vibrația cea mai înaltă. Totodată, Mercur în Săgetător într-o casă a 12-a vorbește despre planuri și idei pe care ar fi bine ca până ce va intra în Capricorn să nu le dezvăluiți nimănui, să le țineți doar pentru voi, astfel încât să se materializeze. Mai departe, pe 4 ianuarie, Marte a intrat în Capricorn, în casa voastră, întâi. Marte este planeta acțiunii, iar Capricornul ca arhetip este tradiționalul, este seriozitatea și maturitatea noastră, structura, disciplina cu care facem lucrurile. Iar casa întâi vorbește despre eul nostru autentic, despre imaginea pe care o au ceilalți despre noi, dar și despre costumul în care noi ne îmbrăcăm, ce afișăm noi pentru lumea întreagă. Este aspectul nostru fizic și, practic, modul în care noi ne manifestăm în viața noastră. Marte în Capricorn se simte bine, este în exaltare aici și poate aduce o doză de seriozitate. Este o energie ușor tranșantă, este o energie ușor încăpățânată, dar este și foarte multă voință, putere și determinare. Astfel încât s-ar putea să aveți foarte multă determinare în a face tot ceea ce v-ați propus în acest an, începând cu luna ianuarie. Pe 11 ianuarie avem luna nouă din Capricorn, tot aici în casa voastră întâi. Vorbește despre aspectul fizic pe care poate acum doriți să-l schimbați sau despre împățișarea voastră, despre dorința de a arăta impecabil, despre a vă asigura că toată lumea vă vede exact așa cum vă doriți voi. O lună nouă înseamnă noi angajamente. Îmi iau acum angajamentul să am grijă de mine, să fiu atent la sănătatea mea, să mă port matur și să fiu eu cel care are în primul rând grijă de mine. Este o trecere de la etapa de copil la cea de adult. Poate acolo unde înainte închideați ochii sau erați indulgenți cu voi înșivă, acum aveți de lucrat. Și toate acestea se amplifică când pe 14 Mercur intră aici în Capricorn, în casa întâi, și vă dă acea posibilitate să vă puneți intenții, să emiteți gânduri în univers, dar să începeți să vă ocupați și de acestea. Intenție și acțiune. Mercur în Capricorn spune, comunic clar, scurt și la obiect. Ce vreau să fac, ce-mi trece prin minte, pun în practică. Asta este energia pentru voi în luna ianuarie. Planuri concrete, nu fluturi, nu alerg după ei, ci planuri concrete. Ce am de făcut în acest an și încep din această lună? 1, 2, 3, apoi cu planul bine pus pe noptieră lângă voi, în fiecare seară să citiți, astfel încât să nu vă scape nimic din vedere. Energia se va schimba puțin din data de 20 ianuarie, când soarele intră în Vărsător, în casa voastră a doua. Vărsătorul este un arhetip care în mod normal nu are atașamente față de partea financiară. Vărsătorul este egalitate-fraternitate. El simbolizează cumva rețelele de oameni. El simbolizează cumva
cunoașterea pe care o dă lumii. Casa a doua vorbește despre stimă, despre banii mei, banii din surse proprii, din venituri proprii, despre iubire, stimă de sine, este casa guvernată de planeta Venus. Iar un soare aici, pentru că vărsătorul înseamnă inovație și nonconformism, vine cu idei geniale despre cum să vă sporiți veniturile. Planuri inteligente, planuri geniale pe care le puteți pune în practică, foarte bine calculat și structurat, să vă sigilați o poziție financiară foarte bună. Aceste lucruri cu siguranță vor apărea în viața voastră, întrucât pe 21 ianuarie Marele Pluto intră pentru următorii 20 de ani în casa voastră a doua. Pluto este planeta regenerării, a transformării, dar și a morții și a renașterii, în semnul inovației. Când Pluto atinge un semn și o casă, nimic nu va mai fi ca înainte. Tocmai de aceea avem în această lună toată amprenta pusă pe Capricorn, care spune cu o ultimă strigare, este timpul să ne maturizăm. Este timpul să ne maturizăm astfel încât să găsim o cale de supraviețuire într-un viitor incert și încă nemanifestat. Pluto ne ia ceea ce noi nu avem capacitatea să eliberăm și ne dă ceea ce noi avem nevoie pentru binele nostru suprem. Un Pluto în casa a doua vorbește despre a fi magnat. Evident, poate nu toată lumea ajunge în această poziție, în această viață, dar toată lumea are șanse, fiecare în felul său și cât poate. Transformă cu desăvârșire zona aceasta financiară a voastră și modalitatea în care voi puteți face bani de acum înainte. Mai vorbește și despre stima de sine, pentru că aveți activitate în casa întâi, și despre modul și percepția voastră despre lume, dar și despre voi înșivă. Casa întâi aparține de drept berbecului și spune a fi, cine sunt eu. Nodul nord se află în berbec, iar un nod nord în berbec spune gândește cu capul tău. Aceasta va fi tema pentru voi în această lună. Ia deciziile singur, matur și înțelept. Mai departe, pe 23 ianuarie, Venus, zeița frumuseții și a iubirii, intră și ea în Capricorn în casa întâi. Venus este o putere magnetică care atrage bunuri de tot felul, bani și laude, frumusețe. În casa întâi în Capricorn este o energie foarte serioasă, care spune lumii întregi, pentru că despre asta este vorba aici, eu merit să fiu respectat, stima mea de sine crește și eu sunt important, contez, ca și tine, ca și celălalt. Este o energie care vă ajută să vă duceți la bun sfârșit lucrurile, care vă ajută să vă puneți planurile în aplicare, care vă deschide uși pe care înainte nici măcar nu visați că le puteți deschide. Vă poate aduce o schimbare de look în bine, vă poate aduce o transformare la nivel fizic, vă poate aduce posibilitatea de a ține o dietă, dacă asta vă doriți, dar vă poate aduce și o iubire serioasă, tradițională. O persoană alături de care să vă întemeiați, desigur, o familie, dacă vă doriți. Și nu în ultimul rând, vom avea parte pe 25 ianuarie de luna plină din leu. Pentru voi, în casa a opta. Casa a opta reprezintă bunurile împărtășite, banii celuilalt, taxe, impozite, datorii, credite, asigurări medicale, siguranță, intimitate, sexualitate, putere, subiecte tabu și mister. Leul vorbește despre generozitate, despre iubire, despre creativitate, iar o lună plină vorbește despre finalitate și completare, despre închiderea unui cerc și despre corectarea acțiunilor din ultimele 6 luni, dacă ne dorim. În acest context, unii dintre voi s-ar putea să încheiați niște contracte care nu vă mai fac plăcere, care nu mai servesc binelui vostru cel mai înalt. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie închei o relație de căsnicie dacă aceasta nu mă mai face fericit. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie închei, în sfârșit și îmi bucur sufletul, o datorie, un credit și am parte de resurse financiare acum mai mult ca oricând. Toate aceste lucruri se pot întâmpla. Toate aceste lucruri sunt posibilități pe care voi le puteți accesa în luna ianuarie. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere și să vedem acum ce ne spune și energia cărților Oracol.
Casa a șaptea, a parteneriatelor. De drept este casa balanței. Voi în casa a șaptea aveți racul, iar racul este simbolul familiei. Este guvernat de lună. Lună care pentru voi în această lună este lună nouă în Capricorn și lună plină în Leu. Vorbim despre axa identității și despre axa banilor. Sunt cât cred că merit că sunt. Exact așa va spune luna aceasta despre voi. Puteți accesa absolut orice dacă voi credeți că meritați. Casa șaptea vorbește despre parteneriate cu ai mei clienți, cu ai mei parteneri de afaceri, cu cei mai buni prieteni, dar și cu persoana alături de care am o relație de lungă durată sau de căsătorie, unde pot apărea schimbări, evenimente care pe voi să vă ajute să evoluați. Casa a doua, unde vă intră Pluto în următorii 20 de ani, care poate însemna în acest context pentru voi schimbarea statutului, semnarea unui act, actului de căsătorie la starea civilă pentru unii dintre voi sau semnarea divorțului și partajul, dacă acest lucru vă doriți, dar în termeni amiabili, fără regrete și fără durere. Să vedem mai departe. Pentru Capricorn ianuarie. Oglinda. Ce interesant. Conștient de sine. Conștient de mine însămi sau însumi. Văd cu claritate. Da, cu Capricornul în casa întâi. Cu toate planetele acolo. Cu Marte, cu Venus, cu Mercur. Veți vedea cu claritate lucrurile așa cum sunt ele cu adevărat. Astfel încât să nu plutiți pe un nor de puf și să nu aveți așteptări sau iluzii. Este o lună în care să vă îmbunătățiți și stima de sine, dar și viața. Să începe să o faceți. Este o lună în care să vă eliberați de abordarea, comportamentul narcisist al cuiva. Este o lună pentru iubire de sine. Casa patra în rac. Și am vorbit mai devreme că aveți casa șaptea voi în rac. Casa patra vorbește despre familie, trecut, casa mea, spațiul locativ și proprietățile mele. Undeva vă eliberați de un control în această lună. Luna plină în Leu în casa 8-a, care este casa Scorpionului, spune trebuie să te eliberezi de un control, de o formă rigidă de a fi sau de o formă sau de un fel rigid de a gândi, de un tipar vechi, învechit. Vărsătorul va zgudui toate structurile vechi care nu mai au cum să reziste în viitor. Avem struguri, abundență și uite casa a opta. Abundență. Culeg roadele. Este fertilitate aici. Posibilitatea de a avea un copil în această lună, dacă este cazul. Posibilitatea de a vă căsători. Prosperitate. Este un an de vibrație 8. În acest an sunt două posibilități, cam fiecare an de altfel. Energia este fie karmică pentru cei care nu și-au învățat lecția, fie una a abundenței pentru cei care au reușit să evolueze. Vorbim aici despre plenitudine și despre avere, despre prosperitate. Pluto în casa a doua poate aduce prosperitate, un imperiu. Și aici avem casa nouă în rac și vorbim despre un curcubeu. În sfârșit apare curcubeul după o lungă perioadă de timp sau după o viață în care n-am făcut altceva decât să sper. Cu energia din Capricorn din casa întâi, acum fac. Este momentul să faceți, într-o formă organizată, pas cu pas, serios și matur. Foarte multe binecuvântări, dorință care este îndeplinită, noroc, o șansă unică pe care o aveți să vă creați prosperitatea. Începând cu luna ianuarie și, evident, pe parcursul întregului an. Pluto va face o mișcare înapoi în Capricorn, în casa întâi, ca să vă susțină pe voi, iată, dedicat, dar pentru următorii 20 de ani se va regăsi în vărsător. Este o energie foarte puternică. Să vedem ce arcană vă definește vouă luna ianuarie. Avem soarele, ia uite, din nou casa a noua. Un soare în casa a noua vorbește despre a fi un maestru, despre a fi un înțelept, despre a accesa
tainele lumii în care trăim. Și voi aveți, început de lună, Mercur în mers direct în Săgetător, în casa a 12-a. Săgetătorul se regăsește, în mod normal, în casa a 9-a, în astrologie. Și spune acest mesaj în felul următor, că puteți avea parte de fericire și posibilități câte vreți. Ideea este că pentru voi dedicat, energia spune că trebuie să fiți maturi și să vă maturizați, să treceți de la etapa de copil al părinților voștri, să vă conștientizați tiparele din copilărie, unde poate nu v-ați simțit în siguranță pentru că ați fost criticați. Sau unde poate aveți un atașament foarte puternic pe care acum îl puteți conștientiza și de care vă puteți elibera. Să vedem. Pentru Capricorn, la nivel de relații, plan material și emoțional. Veți avea o ușoară tendință să fiți agitați în această lună și încercați să vă calmați. Este greu cu energia din casa întâi, sunt de acord cu voi, dar în egală măsură tot acea energie vă spune că doar cu răbdarea trece marea. La nivel de relații, aveți de departe cele mai frumoase cărți. Uite, pentru cei care sunteți singuri, acea șansă unică, abundența, să întâlniți iubirea vieții voastre. O bucurie enormă, o împlinire sufletească maximă, o cerere în căsătorie, un om absolut fabulos alături de care să intrați într-o relație. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este o oportunitate să o luați de la început. Și spunând asta, mă gândesc la două lucruri deodată. Să vă reveniți în relația voastră, să fiți fericiți, să aveți o lună bună și următorii 20 de ani la fel, să începeți ceva alături de soțul, de soția voastră, să atingeți un punct al fericirii, al statorniciei, al abundenței pe care îl așteptați. Vedeți că avem aceeași temă, ce interesant. Dar în egală măsură poate fi și o separare cu luna plină din Leu din casa a 8-a, pentru că puteți avea parte de ceva mai bun, de o altă relație, de abundență, de prosperitate. Avem casa a 7-a, stima de sine, partenerul, partenera. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, vi se spune că s-ar putea să fi trăit într-o iluzie voi, să fi avut parte de un partener narcisist și cu narcisistul e greu la drum. Să aveți doar o idee și o iluzie despre faptul că vă iubiți, ci mai degrabă să mergeți pe drumul vostru pentru că, uite, veți avea parte de altceva mult mai bun și mai firesc și mai natural și mai plin de iubire până la urmă. Să vedem. Ce ne mai spune energia aici? Uite, un rege de cupe. Un partener iubitor, cei care sunteți singuri, puteți să vă îndrăgostiți și cineva să se îndrăgostească de voi. Cei care sunteți în relații deja format, puteți avea parte de un soț, o soție iubitoare, de un partener stabil care acum se regenerează, care acum vă declară iubire, care îl simțiți prezent la voi în cuplu, dar pentru că a apărut în poziție întoarsă, pentru unii dintre voi poate fi acel moment de părăsirea acestei relații, pentru că altceva mai bun este pentru voi potrivit aici. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, acest rege de cupe întors vorbește despre un om manipulator, narcisist, pe care este bine să-l iertați și să-l uitați. Aici avem eremitul. Este 10 de cupe, vorbește despre faptul că, în sfârșit, toată lumea știe ce vrea. Dacă veți cunoaște pe cineva, sunteți singuri, acum omul acesta va ști ce vrea. Nu ca înainte, când ați mai cunoscut persoane și v-au plimbat cu vorba. Acum este totul foarte clar. Cineva și-a găsit drumul, cineva știe că voi sunteți steaua, că voi sunteți omul alături de care vor să își petreacă zilele. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, veți vedea comunicare, veți vedea că acum lucrurile au un sens, veți vedea că toată lumea contribuie egal la tot ceea ce este nevoie în casă, veți vedea mai multă înțelepciune din partea partenerului, veți vedea
comunicare, în primul rând, și bucurie. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, cineva nu mai vrea să vorbească sau vrea să vorbească atunci când are chef. 6 de cupe. Uite, 4 de bâte este clarificat de 6 de cupe. Un suflet pereche. O iubire de prin alte vieți. Mercur în săgetător acolo poate activa acel lucru. O iubire din alte vieți. Avem și casa 9 a credinței activată, pentru că avem și casa 8 care este o casă karmică, dar și casa 4. Foarte bună energia. O uniune cu un suflet pereche. Începând cu luna ianuarie a acestui an, aveți potențialul de a vă întâlni un suflet pereche sau de a vă liniști dacă sunteți în relații deja formate, de a vă recăpăta echilibrul în familie, faetonul, progres în relații pentru toată lumea. Pentru cei care sunteți singuri, vi se spune să mergeți înainte, nu să priviți înapoi. Și pajul de bâte. Trebuie doar să aveți curaj. Absolut toată lumea trebuie să fie fermă și pe poziție. Să aveți curaj, să vă trăiți viața frumos, să aveți încredere mai mult în voi. Mercur în casa 12-a, spune, mă îndoiesc de mine și sunt și un pic pesimist, așa. Mercur în casa 12-a poate vorbi despre insomnie sau despre izolare, despre pesimism. Timp divin. Sincronizare perfectă. Voi traversați un timp divin și da, veți traversa un timp divin după ce ați avut 20 de ani Pluto pe casa întâi, unde v-ați transformat și v-ați tot transformat, ați trecut prin diverse evenimente. Începând cu această lună, veți respira ușurați, veți simți diferența, o veți simți indiscutabil și negreșit. Veți simți că lucrurile se transformă și de acum se va transforma casa a doua. Modul în care iubiți, banii voștri, stima de sine, proprietățile, bunurile voastre și posibilitatea de a inova, posibilitatea de a câștiga bani în plus diferit, posibilitatea de a fi un geniu. Fiecare după cum considerați că puteți. La nivel de plan material... Ho-ho, ce frumos! 7 de spade, puterea și asul de bâte. Voi nu credeți că puteți, vedeți? A apărut așa. Nu credeți că puteți. Nu aveți încredere în voi. Și atunci, începând cu ianuarie, vi se spune așa, nu te mai autosabota. Tu ești venit și făcut pentru lucruri mari. Este doar important să-ți stăpânești propriile emoții. Să culci bestia din tine sau să înveți să mergi cu ea la braț. Să ai încredere și putere că poți să reușești și nu în ultimul rând să fii înțelept și nu orgolios. Puteți lăsa în urmă acest autosabotaj, trădările cuiva, lucrurile care n-au funcționat pentru că nu mai aveți timp de pierdut. Mercur în Capricorn spune n-am timp de pierdut. Marte în Capricorn spune n-am timp de pierdut și la fel spune și Venus. Nu am timp de pierdut. Sunt serios și îmi văd de drumul meu, pentru că ceva măreț începe aici pentru mine. Măreț. Ce spune 7 de spade aici? Șapte de cupe. De teama de a nu greși, v-ați autosabotat. Sau nu încercați. Voi știți că vreți să începeți ceva, să faceți ceva. Aveți un sens, aveți o dorință și nu începeți de teama de a nu da greș. Veți avea alegeri de făcut, foarte importante. 9 de monede. Mi-e teamă să fiu pe cont propriu. 9 de monede spune abundență, prosperitate, casa noua, 9-9-9, închidere de ciclu, în sfârșit iese curcubeul. Sunt expert în domeniu, știu ce am să fac, știu ce am de făcut. Pajul de cupe. Îmi doresc să fac ceva și pot. Important este să nu fiți emoțional și să nu luați lucrurile personal. Pentru alții dintre voi, împreună cu ai voștri copii. Este aici ceva legat de copii. Poate faceți ceva împreună, vă mutați împreună și aici avem steaua. Un nou drum. Aveți un destin, aveți ceva de făcut la nivel de casa a doua. În acest an...
Prin luna ianuarie, începând cu luna ianuarie, uite, două chestii se activează pentru voi. Casa a doua, care vorbește despre bani, și casa a șaptea, despre parteneriate. Doar de bine. Prin casa a opta, cu luna plină din leu, puteți să achitați niște datorii, să rezolvați niște chestiuni legate de asigurări. Și aici vorbim despre venituri neașteptate, despre posibilitatea de a crea un imperiu și despre teama de a o face, despre a fi inconștient de ceea ce pot să fac. Venituri neașteptate, bani care vin către voi din surse nebănuite. La nivel de plan emoțional, avem 5 de cupe, cavalerul de cupe care era întors și nebunul. Mi-e frică să iubesc din nou, mi-e frică să-mi deschid sufletul, de teamă de a nu suferi. Unii dintre voi ați suferit și în acest an puteți să vă întâlniți alesul. Nu vă spun eu, vă spun energia, o luați de la început. Poate veni către voi cineva care să nu vă mai dezamăgească de această dată. Poate fi o perioadă de doliu din care puteți ieși acum sau ceva ce trebuie să acceptați în legătură cu o fostă relație peste care este momentul să treceți. Să iertați și să uitați. Îndrăgostiții, alegeri, o posibilitate de a intra într-o relație cu cineva, posibilitatea ca cineva să revină din trecut, dar atenție, că va fi fix alegerea voastră ce faceți, iar pentru cei care sunteți căsătoriți, posibilitatea să vă reveniți, să vă împăcați, să vă simțiți bine alături de partenerii voștri. 7 de monede, posibilitatea ca cineva să fie dispus să depună un efort pentru voi sau pentru ca lucrurile să funcționeze. Și nebunul are pajul de cupe, posibilitatea de a avea copii pentru unii dintre voi, posibilitatea de a vă deschide sufletul, dar încet, 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 pas cu pas. Și asul de monede din nou, posibilitatea de a vă căsători, posibilitatea unei noi relații, la nivel de sănătate, orice predispoziție, orice provocare ați putea avea aici poate fi ținută sub control. Este o posibilitate de vindecare. Vorbim despre vindecare, vorbim despre ceva ce părea fără soluție. Acum, dintr-o dată, iată, un miracol, exact așa. Doar să aveți voi grijă la gândurile pe care le emiteți. Posibilitatea de a face o avere, vedeți? Nu pot. Trebuie doar să fiu angajat. Nu. 8 de monede spune tu poți singur. Talismanele. Avem o chitară, o bucurie mare. Se sparge o energie joasă, un zgomot nou. Vă aliniați la altă vibrație, se schimbă sunetul în jurul vostru. Oameni cu mai multă energie, oameni mai optimiști. Uite, mâna destinului. Este ceea ce este. 5 de cupe de aici, trebuie să acceptați ceva, să treceți peste, iert, uit și gata. Aici avem... Gândesc prea mult. Vedeți? Gândesc prea mult. Nu, este ceea ce este. Gata, stop. Mâna destinului spune, trebuie să te bucuri de viață, să o iei pe alt drum. Uite ce energie bună pentru tine aici. Vorbesc în... citate din filme, cineva s-ar putea să vă fi păcălit, să fi spus ceva, dar să nu fi vorbit din suflet. Aici avem ficatul. Ficatul acumulează furie. Stop. Stop furie. Te iubesc. Atenție la sindromul ficatului gras. Te iubesc. Cineva? Da. Da, 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 puteți cunoaște pe cineva. Începem cu luna ianuarie, în mod evident, care îți pune lumea la picioare. Uite, soarele, din nou, un rezultat excelent, ceva favorabil, câinele, cineva foarte loial, cineva conștient de sine, cineva care te trezește la viață și îți arată cum este să trăiești libertate, egalitate, fraternitate, în libertate și în egalitate. Muzică la urechile tale, un aspect fizic pe care îl schimbați sau aveți mai multă grijă de voi. Mai încearcă o dată. Sigur că da, deschideți sufletul aici.
Turnul Eiffel și Statuia Libertății sunt surori, sunt două turnuri de emisie a frecvențelor. Poate aveți legătură cu cineva din Statele Unite sau cu cineva din Franța, dar nu neapărat. Este o nouă vibrație în viața voastră. Atenție la dietă, foarte important. În acest an, sau în ianuarie, ar fi bine să vă numărați, uite, caloriile. Pentru alții dintre voi, este important să vă faceți calculele, pentru că undeva, cumva, ați fost un pic naivi. Aici zboară un porc. S-ar putea să vă îndrăgostiți. Pentru alții dintre voi este vremea să lăsați teoria și să treceți la fapte. Iar aici este îmbarcarea către un nou drum, către stabilitate, către ceva concret și fabulos în acest an. Este o energie foarte bună. Eu vă doresc să aveți parte de o lună ianuarie minunată, să fie fabuloasă, să fiți sănătoși și iubiți și împliniți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!